Dragnea. Am cântat în pauză, dragi prieteni. De ce rulăm aceste minunate videouri? Să vedeți ce frumoși și ce puri sunt copiii și să vedeți cât de interesant este, absolut senzațional, să îi ajuți să crească. De ce am dat aceste videouri? Să-i vedeți cum sunt acum, să vă obișnuiți cu ei așa și să vedeți cum au crescut, pentru că urmează un montaj foarte interesant într-o ediție specială, făcut cu before and after, să vedeți cum erau copiii cât s-au înscris și cum sunt acum. S-a transformat foarte multe lucruri. Junior International TV sau Junior International TV, fără diacritice, să înțeleagă tot mapa mondul, va crește, sperăm, nu atât de repede, nu vrem să crească cât alții în 7 ani, cât alții în... Cum era colegul? Într-un an, cât alții în 7? 10. Nota 10. Ok. Scuză-mă, mi-e place 10, mi-a plăcut. Dragi prieteni, deschidem acum cadrul. Dar nu, acum! Mi-a făcut o surpriză de nota 10. Dragi prieteni, nu cred că trebuie să mai spun prea multe, că invitata noastră de astăzi este de 3 ori femeie și mereu a fost de 3 ori femeie. Pe lângă faptul că a fost o emisiune cu acest nume, face atât de multe lucruri extraordinare și a făcut timp în programul super ocupat, super prins, super aglomerat să ajungă la noi astăzi. Mihaela, este o plăcere uriașă să te avem alături de noi. Cu ce? Cu energia pe care ne-o multiplici și cu minunatele chestii pe care le faci și pe care le transmiți. Vreau să spun că William merge la somn cu poveștile tale. De bun. Și Cati te imită. Am înțeles. Deci, dragi prieteni, Mihaela Tatu nu mai are nevoie de prezentare, este alături de noi și îi mulțumim foarte mult că ne ajută și ne ghidează și ne înțelege și ne acceptă Doamne ajută să... Stop! Ajunge! Deci parcă e băgat în priză, m-a luat în debit. Am observat și înainte, am văzut și acum, m-a luat în debit. În primul rând îți mulțumesc din tot sufletul pentru invitație. În al doilea rând vă salut pe voi cei care în acest moment ați ales să petreceți timp de calitate, pentru că va fi un timp de calitate cu noi și spun la mulți ani acestei acțiuni pe care ai ales să o generezi și să o dezvolți. Pentru că ăsta este motivul pentru care sunt alături de tine. Știu, mi-ai spus și sunt foarte fericită. Zona mea de vulnerabilitate, zona mea de slăbiciune a fost, este și va rămâne perioada copilăriei. Sunt copiii, adolescenții, teenagerii, ca să folosesc un cuvânt românesc, așa, studenții, de ce nu? Și asta tocmai pentru că îi văd confuzi, debusolați și într-o zonă în care noi parcă n-am fost, pentru că am avut modele. În acest moment, oare? Părinți, poftim? Oare? Nu este un oare, este o certitudine. Poate tu nu, că tu ești pupuștoică. Însă eu am avut modele. Am avut modele în părinții mei, am avut modele în bunicii mei și am avut modele în profesorii pe care i-am avut, care au fost cât se poate de destoinici. Bașca, mă uitam la profesorii universitari sau la tot felul de eroi din istorie, pentru că citeam foarte mult. Hai să ne întoarcem. Nu deschizi gura. Hai să taci. Da? Puțin. Da? Puțin. Această ființă și sunt, azi dimineața am venit de la Oradea. Am venit de la Oradea pentru că mi-am propus ca o jumătate de oră, cel mult, să-i fiu alături. De ce? Pentru că îmi doresc să-i fiu alături în tot ceea ce va face de acum încolo, începând colaborarea cu niște timp în urmă, cu câteva ore de ateliere de comunicare. Ăsta este business-ul și zona mea de influență și jobul meu în acest moment și cei mici au nevoie de asta. Ori Daniela face parte din categoria celor cărora le pasă autentic, sincer și real de ceea ce se întâmplă cu viitorul omenirii. Nu noi suntem, noi în curând oale și ulcele, copiii noștri. Se străduiește să creeze o lume minunată, întihnă și liniștită pentru copii. Pentru copiii ei, pentru nepoții mei, cine știe. De la copiii mei au plăcut totul, dar... În concluzie, pentru că nu se lasă, în concluzie m-aș bucura dacă voi, cei care ne urmăriți acum, ați sprijini-o cu același entuziasm cu care face ea ceea ce face. E important ce lăsăm în urma noastră. Și e importantă planeta și sănătatea planetei pe care o lăsăm copiilor noștri. Ori ea asta face. Educă niște copii. Tu ești deja un model. Educă niște copii responsabili. Nu se lasă. Deci nu se lasă.
Am tăcut. Asta vreau să fac. Știi cum văd eu toată povestea ta? O văd așa. Junior International Education. Da, îmi place foarte mult ideea. Foarte, foarte mult. Și poate să mă gândesc serios la... Pentru că, este mai despre mult asta TV. Este vorba. A pornit cu ideea de TV, întrucât am eu oarecare expertiză în domeniu și mi-am dorit să împachetez educația pentru copilul meu. Dar am văzut că am avut atât de multă priză la public, știi cum este vorba cu televiziune priză la public, încât de ce să nu multiplic această fericire și acest rezultat extraordinar. Tocmai de aceea, doamnelor și domnilor, am bătut la toate ușile posibile și am rugat oamenii frumoși să se alăture unui demers. Noi toți suntem în această societate și dacă ne aducem aportul, vedem că va crește calitatea vieții și va crește calitatea educației copiilor noștri și chiar vom lăsa ceva în urmă. Cum de altfel, cu toții ne dorim să lăsăm ceva în urmă. Alături de Mihaela vom dezvolta ateliere de comunicare la un nivel național și internațional. Și abia aștept să dăm copiilor din diaspora, mai ales juniorii internaționali, au pornit în diaspora tocmai pentru că era o nevoie acolo și am identificat-o și mă bucur că am făcut-o și împreună cu oameni minunați ca tine, Mihaela, și îți mulțumesc acum să-mi dau parte că delitul meu, dar chiar îți mulțumesc pentru că e foarte important. Nu se va multiplica binele pe care îl fac eu dacă nu vor înțelege alți oameni minunați că puțin câte puțin, chiar dacă uneori înseamnă timp, aceea este o investiție. Și Mihaela își dorește să lase ceva în urmă și a lăsat și va lăsa. Prin urmare, iată-ne aici și mulțumesc foarte mult. Împreună pornim și într-un demers ce ține de un film. Hai să terminăm întâi cu copiii. Hai să fim organizate, pentru că amândouă suntem... Da, da. Nu, am ajuns la 6 dimineața, cum pot să spui eu la 4, am plecat din Oradea, la 16 respectiv. Mă întorc puțin la ceea ce vorbeam mai devreme despre copii. Am observat un lucru delicat în ultima perioadă. Am observat faptul că, știu eu, poate copiii noștri nu știu cine sunt, cine ne sunt înaintașii, au uitat ce s-a întâmplat înainte și când spun copii, mă refer și la adolescenți. Au uitat ce s-a întâmplat înainte de 89, nu-mi doresc să se uite o anumită perioadă istorică ce ne-a dus la urma urmei în starea în care suntem acum. Nu-mi doresc. Și atunci, cred că ar fi bine ca pruncii noștri să știe treaba asta. Și când spun asta, nu mă refer doar la copiii noștri născuți aici în România, ci mă refer la copiii românilor născuți în comunitățile din străinătate, în diasporă. Poate că părinții sunt ocupați cu serviciu, să le ofere din punct de vedere financiar un confort. Cum rămâne însă cu românismul și cu să nu țuiți rădăcinile? Un om fără rădăcini, fără să știe de unde a venit, e un om bătut de vânt. Să nu-ți cunoști înaintașii, să nu știi sistemul de sănătate să fie șubret, sistemul educațional să fie șubret, noi să nu ne dăm silința să-i învățăm să știe de unde au venit, cine le-au fost modelele și spre ce ne îndreptăm. Și atunci scopul Danielei tocmai ăsta este, să invite oameni cu experiență, cu expertiză, cu dorință de a se implica într-o zonă de voluntariat în acea în comunitățile de români. Tocmai pentru a aminti și copiilor și părinților lor cine suntem de fapt. Și pentru asta te respect și pentru asta sunt alături de tine. Asta ca să încheiem cu copiii și cu atelierele de comunicare pe care ne-am propus să le facem în zonele, în comunitățile de români, în diasporă, hai să zicem așa, în comunitățile de români din străinătate. Exact. Este o investiție tot ce facem noi. Adică tu investești. Bineînțeles că este, da, nici nu mă gândesc la niciun fel de investiție, mă gândesc că este necesar, e obligatoriu și necesar. Limba română, istoria română, e necesar să știm, repet, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Și acum să începem cu celălalt proiect, peste care, la care ai ajuns foarte repede, trecând de fapt pe toate etapele. Da, trecând de fapt tocmai peste ceea ce este foarte important în activitatea ta, grija pe care o ai față de viitor, pentru că ei sunt viitor. Așa este, construim puțin câte puțin și sigur și solid. Asta e partea cea mai frumoasă și investiția. Și celălalt motiv pentru care sunt aici este
Este un film, este un vis pe care l-am avut de acum 8 ani. Când l-am cunoscut prima dată pe Teddy Necula, regizorul care ne va fi alături în acest parcurs, a fost acum 8 ani la Londra într-un eveniment și m-am deschis și am spus că îmi doresc să fac un film și mi-ar dori să-l regizez tu. El s-a uitat un pic la mine, probabil neîncrezător, că nu ne cunoșteam, dar eu știam despre impactul pe care îl are el, ce fel de emoție aduce și și transmite, exact. Și generează, și construiește, e fabulos. Exact, am simțit că îi e berbec de-al meu. Și eu sunt leu, suntem zorii de foc, ardem frumos. Acțiune. Și inspirațional, exact, sperăm. Cu siguranță. Și acest film a fost despre a pune în valoare diaspora românească și de a provoca, dacă pot să spun, de a impulsiona fiecare român să fie parte din propriul progres. Cât de frumos sună! Tu mi-ai dedicat astăzi jumătate de oră, pentru care îți mulțumesc enorm. E o investiție în ceea ce facem împreună. Și faptul că ți-a plăcut ceea ce faci este o bucurie uriașă. Mă face să spun ceva. Întotdeauna am gândit așa, că indiferent ce fac, ar fi foarte bine să țin pentru mine, pentru că nu fac lucrurile acestea, nu le fac pentru ceilalți, ci le fac pentru sufletul meu. Așa mi-am zis eu. Și o lungă perioadă de timp mi-am văzut de treabă și am tăcut și m-am dus din oraș în oraș și atelierele de comunicare și din sat în sat. Baiul este altul, că au și oamenii ăștia dreptate, ăștia care se ocupă cu PR-ul. Cred că e bine să spui ceea ce faci. Să spui ceea ce faci, nu în zona de smerenie rămân. E bine să spui ceea ce faci, nu ca să te împăunezi, uite ce am făcut eu. Exact. Nu despre asta e vorba, ci despre faptul că de ce fac, ce fac pentru copii? Copiii au nevoie de modele. Păi la rândul nostru ar trebui să fim și noi modele. Exact. Pentru cei care poate se plictisesc acasă, uite, pentru pensionari care se plictisesc acasă și zic, pe noi nu ne mai bagă nimeni în seamă, noi nu mai avem nimic de făcut. Așa. E, și atunci vin și spun, dacă tot stați acasă și aveți și o experiență în spate, fiți modele și canalizați-vă informațiile, cunoașterea pe care ați dobândit-o în anii de viață spre aceste tinere suflete care nu stau foarte bine la capitolul învățare, din vari motive. Ei n-au nicio vină. Ultimii 2 ani nu au nicio vină. Nu, da, mai ales asta. Și atunci de asta suntem aici să povestim ceea ce am făcut în ultima perioadă, tocmai pentru a trezi probabil interesul și celor care sunt acasă și, repet, poate că se plictisesc sau poate își doresc să aducă o contribuție minimă acestei acțiuni fabuloase pe care o întreprinde și a întreprins-o Daniela, inclusiv cu filmul la care va participa. Exact. Va fi regizor Teddy. Filmul este gândit deocamdată pentru 15 țări. Dicția? Nu știu dacă n-ai făcut încălzirea sau prea te-ai încălzit și ești puțin obosită. Un puțin obosit, aia. Da. 15 țări, întrucât sunt societățile, comunitățile de români pe care le cunosc. Pornim în Anglia, Italia, Spania, Germania, mergem să-i cunoaștem și mai bine, să facem o fotografie a diasporei și să încercăm să ne aducem... Portugalia. Portugalia, dacă tocmai te-ai întors din Portugalia, ești peste. Ești activă și îmi place enorm. Mă hrănesc cu ceea ce tot cu copii am fost. Cu asociația EduBiz, exact. Despre ce vorba? Povestește-mi un pic. A avut loc zilele trecute, a avut loc la Lisabona Skillman International Forum, respectiv forumul celor care se ocupă de învățământul non-formal. Alternativ. Da, alternativ, informal, exact. Și în asta intră social emotion, inteligența emoțională, abilitățile emoționale în social, zona de verde, ecologie și mai ales digitalizarea vocațională. Lucru pe care noi nu-l învățăm, wow. Nu noi, ei nu-l învață la școală. Da. Și există o asociație internațională, la nivel mondial, condusă de un italian extraordinar de dinamic, activ, exact, Giovanni Crisona se numește, și noi, din această asociație, din bordul căreia fac și eu parte, am pregătit 6 tineri care au venit cu un program foarte bine pus la punct,
dându-i pe spate pe toți ceilalți, inclusiv echipa din Italia și din alte zone. Noi am fost 100 live pe view și în direct și ceilalți au fost online. China, Japonia, Canada și așa mai departe. De repet, a fost forumul internațional. Și am primit deschidere și am primit verde să facem parte din această asociație, pentru că acest grup de 6 tineri care au participat la acest eveniment reprezintă de fapt o generație. O generație care dacă ai încredere în ea, dacă ai răbdare să-i asculți, dacă îi responsabilizezi dându-le mână liberă și informații, sunt în stare să mute munții din loc. Dar pentru asta trebuie să ai timp, energie și să-i asculți. Și dorință. Bineînțeles că dorință, că fără asta să-i ce să mai cauți. Exact. Da, să-i responsabilizezi. Sunt fabuloși. Da, cum mi-am dat eu extraordinar. Exact ce faci tu. Tinere, săptămâna trecută, te rog să fii în postul meu de producător. Ce spui? Hai să facem un antrenament, să vezi cum se pregătește. A, inima ei a fost atât de mare, pentru că a primit o importanță pe care o avea de altfel. Avea niște abilități, deci doar am ajutat să... Despre asta e vorba. Pentru a ști la ce este bun copilul tău sau elevul pe care îl păstorești, da? Cred că este bine să știi care sunt abilitățile, da. Aptitudinile. Man. Exact, da, exact. De fapt, da? Că am început să... Să vorbim, ai rămas pe... Nu, dar tu nu vezi că sunt desuete cuvinte ca abilități, așa, acum sunt skills și sunt două... Soft skills. Exact, și sunt două pluraluri, este skills. Skills-uri. Skills-uri, cum sună asta? Exact, skills-uri. Sunt într-un fel. E belea, asta este... Ne adaptăm. Oricum, pentru ei e cool să vorbească așa, nu? E cool, skills. Nu e frumos că și apropo, noi învățăm la ei? Da, și pentru asta e nevoie să lăsăm orgoliul deoparte și vanitatea și să avem deschiderea să învățăm. Exact. Deschid o paranteză, dicționarul limbii române s-a îmbogățit cu vreo, nu știu, 3600 de cuvinte sau 6300 de cuvinte, dintre care mare parte englezisme. Englezisme, da, asta se din diaspora, acum vorbesc rongleză. M-aș bucura dacă vocabularul limbii engleze s-ar îmbogăți cu niște cuvinte limba română. Datorită românilor să se îmbogățească și eu știu cu câteva cuvinte limba română. Nu o să vedem asta. Și să avem grijă și cu ce fel de cuvinte ca să și... Da! Adică să nu mă ispiti! Să-și parlim și noi ceva? Oricum, verbul a face generează ceva, nu-i așa? La noi e un verb. De fapt, verb reprezintă și într-o limbă și în cealaltă. Să continuăm o acțiune. De-aia e că noi suntem în... Asta ne dorim, să fim modele și să-i ajutăm pe tinerii din... Hai să ne întoarcem la film, pentru că este important. Da, filmul lui Teddy... Teddy Neculam este un apropiat, foarte, nu pot să zic că mi-e prieten, pentru că ne vedem foarte rar, în schimb ne mână înainte dorința de a face ceva și a lăsa ceva în urmă și cred că este o admirație reciprocă între noi. Ei, el va regiza acest film tocmai pentru că are aceste capacități de a ne duce într-o zonă de emoție, într-o zonă de emoție constructivă. Așa. Pentru că în ultima perioadă și în business și în urma studiilor făcute, s-a ajuns la concluzia că începe sufletul să bată, inima să bată mintea. Adică să putem să facem totul în jurul nostru cu inteligență emoțională înseamnă, cum se zice, în zona de dezvoltare personală, să cobor cu mintea în inimă. Oh. Și da, de cel mai lucru din univers, sigur că da. Așa, am hotărât, adică el a acceptat propunerea Danielei să facă un film tocmai despre românii care s-au născut în afara granițelor țării, care trăiesc... Să fac o paranteză, iartă-mă, când m-am dus la... Să țin minte ideea, pentru că are acest dar de... Da? M-am dus la Teddy cu propunerea, eu am venit cu... și să scoatem emoția, dar eu mă duceam spre negativ, să vezi cum a fost... Și el m-a ascultat, dar foarte... Deci nu pot să o las să vorbească pentru că îmi pierd ideea eu. Și cum spuneam, această poveste are două fețe. Pe de o parte sunt emoțiile românilor care, din dor față de țară, ne dorim să se întoarcă acasă, însă de dor față de țară, își educă pruncii
într-o cu obiceiuri, costume populare, bucătărie românească și partea cealaltă în care uită ei limba română și se exprimă cu greutate. Acum du-ți ideea la bun sfârșit, pentru că tu voiai să spui ceea ce voiam eu. Însă ți-am zis, ai această, această calitate, această abilitate. Mă dusesem cu negativ, deci eu mă dusesem cu latura asta de emoții mea negativă, să curgă o lacrimă, să te doară. Dar de ce? Mi-a spus tăi. Da, eu m-am mâncat. Dar de ce să scoatem negativul? M-a lăsat mută, deci nu, n-am mai, deci atât de frumos m-a luat și hai să scoatem pozitiv. Păi prea puțin pozitiv. Nu mai, n-am mai avut cuvinte și am ieșit atât de fericită că am înțeles eu. Eu de ce mă duceam pe partea negativă? De ce nu mă duceam pe partea pozitivă? Că sunt și atâtea motive pozitive pentru care... Nu este vorba despre structura ta emoțională în povestea asta, ci este vorba despre vremurile pe care le trăim și această nebunie care ne înconjoară atât în social cât și în media și ne trimite într-o zonă întunecată a existenței. Pentru că văzând atâta disperare și isterie în jur, parcă nu-ți vine să zici când ești întrebată și tu ce mai faci? Păi ce să zică? Eu fac bine! Da, da. Parcă ți-e jenă să spui că faci bine, da? Și, mă întorcându-mă la media, tu nu vezi cu drame, faci audiență și atunci, involuntar, inconștient, te-ai dus în acea zonă, în urma, repet, involuntar și inconștient, a exemplelor pe care le avem. Cum funcționează un post de televiziune? Cu rău, cu urât, cu desupreș, cu gunoi, cu lucruri negative. Cum să facem însă să motivăm și mai mult spre pozitiv, să motivăm oamenii să... Îți spun eu cum o să facem. O să-l ajutăm pe Teddy să realizeze filmul și o să mergem să vedem filmul și vom învăța ceva din toată experiența lui. Însă el, ca să realizeze filmul, are nevoie de un sprijin din partea noastră a tuturor. Așa este. În concluzie, pentru că nu există, nu suntem la Hollywood și nu suntem nici în televiziunea română și... Nu, însă putem ajunge. Deci nu suntem, însă trebuie să vedem ce se întâmplă după așa. Să-l ajutăm și mai ales pe voi cei care aveți să... Cum e aia? Să redirecționați 20% din nu știu ce. Uite, chiar să punem și... Spre chestia asta. Păi o să facem și un... Pentru că asta înseamnă... Pentru că în fond este un sprijin colectiv. Sau 2% sau... Nu mă... Nu știu foarte bine, ceva dar știu că se direcționează 2, nu și 20 din 20%, nu știu ce chestie. Da, companii, da. Vezi, da, da. Deci ceva știu eu, așa. Dar merg și 2 și 20, pentru că... Este implicare și asta... Una că este implicare și pic cu pic se strânge. Știi cum face evreul? Picură apa de la chiuvetă, el se duce găleata, o lasă acolo, merge și face treburile, dar aruncă... Are foarte mult sens. Câte puțin, da. Pentru că asta, de fapt, e mai mult decât o implicare financiară. Pentru că este un fel de o acțiune personală. Nu. Este o acțiune particulară, cum să vă spun. Nu ne sponsorizează nimeni din afară. Ne străduim cu toții să strângem un bănuțel cât de mic pentru a favoriza realizarea acestui și a înlesni realizarea acestui film, care va scoate ceva la suprafață, la iveală. Și cred că avem nevoie de acel ceva tocmai pentru a ne poziționa într-o zonă luminoasă a existenței. Nu vreau să spun pozitivă, nu vreau să zic optimistă, să zic luminoasă. Da, așa să fie. A intrat fie aia și s-a făcut lumina. Eram noi aici, da. Doar cu lumina de la... Nu, vorbesc serios, e o vibrație. Vibrație pe care o atrag și toată lumea de astăzi, să nu se înțeleagă greșit, toată lumea de astăzi, toți oamenii minunați au avut un acel ceva de dat educației și tu faci educație dincolo de implicarea pentru junior și despre asta este vorba. Se zice că cine se seamănă se adună. Ei, corect. Bun, deci practic sunt două puncte mari. Faptul că noi
Mihaela a răspuns invitației să facem aceste ateliere de comunicare super profi, super lungi, o să le dedicăm o zi, jumătate de zi. Nu, nu, o să le dedicăm două zile. Deci un atelier e două zile, de dimineață de la 9, de la 9 la 9 și jumătate este perioada de networking, adică de socializare pe românește. Așa ne împrietenim, ne mângâie pe frunte, bem un suculeț, ne bătem pe umăr și începem cu pauze la o oră, oră și jumătate și se termină seara pe la 6, 6 și jumătate. Însă, cum știu și în urma experiențelor pe care le-am avut, la 6 jumătate, nu, nu se vor termina la 6 și jumătate, 18:30 respectiv, și nici nu și se vor da... Și va fi o conexiune continuă. Exact, și nu se vor da plecați, că știu cum pățesc. Ne luăm sleeping bags. Eu avem, am pauza aia, știi, de o oră în care să mă duc să mă odihnesc și eu puțin vocea să fug. Nu, atunci vin întrebările, unul la unul. Pentru că ești unul care îmi dă valoare. Pentru că sunt ei minunați. Deci este... Scoți tu. Tu lui șoameni. Știi cum să scoți... Asta facem, da, scoatem lucrurile minunate din oameni și știm cum să o facem. Și o facem. Știi cum e, Daniela, cum cu tinerii ăștia, copiii, adolescenți? Cu tinerii ăștia. Ăștia ori te plac, ori nu te plac. Așa este. Lucrurile sunt foarte ferme și clare. Așa e, conturate. Te plac sau nu te nu plac? Sunt, da. Ori odată ce ești al lor, merg, te urmează până în pânzele albe. Exact. Și marea dorință, și mai e ceva din partea noastră a adulților, că mulți zic, vai, că noi, că ăștia de pe vremea astea, că generația asta, aiurea, la fel spunea și generația de dinaintea noastră despre noi. Da. Da. Însă, eu zic așa că ar trebui să urcăm la nivelul lor. Nu să zicem că noi coborâm la nivelul lor. Pentru că au o putere fantastică de a prinde ideile, de a le sintetiza. Trebuie doar să le canalizăm toată energia spre răbdarea, de exemplu, de a citi, pe care nu mai au. Spre răbdarea de a-și duce o idee de la început până la sfârșit. Noi să avem răbdarea de a-i asculta. Pentru că e așa, ei gângăvesc, noi nu avem timp să-i ascultăm, ei dacă nu sunt înțeleși, dau bir cu cuciții așa și nu este, mai vin la noi. Asta este motivul pentru care l-am creat emisiuni. Exact. Să facem o poveste în care fiecare e parte, tu ai o bucățică, tu citești ceva, te documentezi, înveți să fii reporter, să fii... Dar de fapt înveți să comunici. Că nu e... Totul în jurul nostru e o poveste cu introducere, cuprins și încheiere. Exact. Absolut totul. Și un discurs improvizat. Însă, pentru asta avem nevoie de cuvinte, ori cuvintele le luăm din cărți. Ori tocmai despre asta e vorba. Să putem să, cum să spun eu, să influențăm, să le canalizăm timpul și energia și să le stimulăm curiozitatea, mai ales... pentru lectură și dragul pentru lectură. Da, da, pentru asta trebuie să avem exemple personale, pentru că educația unui copil începe deodată cu educația mamei, respectiva femei. Corect. Ta-da! Tu-du-du. Corect. Și să știi că sunt din ce în ce mai deschiși părinții în ziua de astăzi. Eu observ că sunt din ce în ce mai deschiși. Și mai ocupați. Da, bine, da, ocupați. Deschiși și ocupați. Și ocupați. Că da. Îți plătește ție, știi ceva? O descurc că te tu, fă da, ceva da, tu da, da, da. Copilul meu. Cred că ar trebui să aibă și ei rolul lor mai puternic. Exact. Dacă nu... Și să nu dea la buna sau la bona sau ce știu copilul, descurcă-te. Exact. Cred că ar trebui să fii mai prezent. Se creează povestea cu esență dacă părintele se construiește relația. Da, da. Și se consolidează și are fundație. Exact. Nu am cuvinte să-ți mulțumesc pentru energie. Concluzie, da? 1. Atelierele de comunicare aici și în diasporă. Ea se face vinovată. 2. Ajutați-ne cu realizarea firmului lui Tădine Cula. O să dăm toate detaliile foarte scurte. N-are importanță, eu vă zic încă o dată acum, pentru că pe mine asta mă... Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit astăzi aici. Să vă spun că ceea ce face această minunată ființă, cu tot entuziasmul eferbeceța taș din gură pentru numele, măcar o dată, lasă-mă și pe mine în jumătatea asta de oră să spun. Ridică statui invitaților. Însă acești oameni ai doma mie și cei pe care i-ați văzut și îi veți mai vedea în aceste ore, apropo la mulți ani pentru acești 4 ani, vin aici datorită ei. Pentru că ea a fost cea care i-a atras. Nu venim noi așa, știi, m-am gândit eu să vin de la Oradea mai repede ca să o mângâi pe frunte pe Daniela. Nu! Activitatea ei, entuziasmul și, repet, efervescența cu care realizează ceea ce realizează, ne-a făcut pe noi, ne-au făcut pe noi, pe toți, să fim prezenți astăzi alături de ea. Oh.
Eu plâng de emoții. Așa stau lucrurile, Daniela. Ești superbă și energia ta hrănește dorința noastră de a face și mai mult și mai bine. Îmi pare rău, am vorbit mult și repede pentru că am vrut să fiu, să spun tot într-un timp. Da, e timpul. Și ne-a mai și rămas. Deci mai suntem pe drumul cel bun. A, mai avem 5 minute. Da, avem câte dorim noi. Nu, de gru câte dorim. Ce bine ar fi. Două, că trei. Așa. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult. Încet, încet punem cap la cap tot ce trebuie să organizăm. Și faptul că avem vibrații bune, asta va motiva și... Tu știi în ce perioadă numerologică suntem acum? Nu. Suntem în perioada miracolelor. Oh! Din punct de vedere cabalistic și din punct de vedere numerologic. Mai am o chestie care mi-a un proiectel care tocmai mi-a fost foarte acceptat și sunt... Deci se leagă. Da, nu știu. Este perioada miracolului. Da, exact așa am făcut și eu. Exact. Nu trebuie decât să le gândim, să le gândim foarte bine, să ne canalizăm dorința și energia și toate acțiunile noastre înspre... Pentru că există posibilitatea să se îndeplinească. Doamne, da. Ce... Ai grijă ce-ți dorești, da? Eu am visat întotdeauna sus și cu asta închei. Am visat sus, dar nebun de sus. Când m-am apucat de școală de televiziune, stai seama că, dar de ce trebuie să fac? Dar nu copii, hai că îmi se fac ei jurnaliști. Nu este despre jurnalism. Este despre a deveni comunicatori buni în viitor. Este despre a dezvolta acele abilități, skills-uri, care Maria Todorești, la ambele sunt in fashion. Skills-uri, exact. Mulțumesc foarte mult. Ne așteaptă un demers foarte drăguț. Cam un an jumate o să vă dureze tot proiectul ăsta cu filmul. Cam așa am... Știi ceva? Să ne dea Dumnezeu. Uite, suntem în postul Crăciunului și suntem în prag de sărbători de iarnă și un pic mai avem până la 1 decembrie când începe toată nebunia cu lunile, cu zilele și cu luna, cadourilor și așa mai departe. Să ne dea Dumnezeu sănătate. Tuturor. Să ne dea Dumnezeu dorință și voință de a ne trezi și de a ieși din starea aia de moluscă, starea aia de lăsat pe oase și spus de eu ce să fac, m-am plictisit. Da. Să ne îndreptăm de spate și să zicem și eu pot să-mi aduc un aport în această societate care este cum este, din cauza noastră că nu există doamna societate și domnul stat. Da. Nu sunt entități de sine stătătoare, sunt formate din oameni. În concluzie, noi oamenii care formăm societatea și care formăm statul, să ne facem simțite prezența în viețile noastre și după aceea în viețile celorlalți. Pentru că, de fapt, de asta am ajuns, de asta ne-am dorit să venim în această viață. Cu o lecție de învățat și cu o moștenire de lăsat. Când privești în urma ta, în fiecare zi, ce ai lăsat în urmă? În fiecare zi, în fiecare săptămână, apoi la finalul lunii, terminăm imediat 30 noiembrie cu Sfântul Andrei, da, și hai să intrăm în 1 decembrie, dar să privim puțin peste. Over my shoulder. Ce-am lăsat eu în urmă? Cu ce s-a ales ființa mea, corect, bun, frumos, util, și cu ce s-au ales cei din jurul meu prin influența acțiunilor mele. Exact. Cam așa stau lucrurile, să fim sănătoși și buni și treji. Și în fiecare zi, nu doar că vin sărbători. Nu, eu mă refer la asta, că în fiecare zi, da, da. De regulă, oamenii își doresc din tot din avisul să fie mai bun de Paște și de Crăciun. Și măcar atunci să-i scuturăm puțin. Că asta e o stare pe care trebuie să o aibă fiecare zi, asta e altă treabă. Da, da, să nu lăsăm timpul să treacă pe lângă noi oricum. Exact, să-l facem, da, să avem mentalitate, da, să-l valorificăm. Să fim mai buni! Asta mai spun și copiilor, că tot ce avem este timpul. E bine să-l valorificăm, să-l facem util. Mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Eu îți mulțumesc pentru tot. Dragi prieteni, știți cum e, colegul de la publicitate, știi cum e. Îi mulțumim invitatei noastre care este într-o viteză. Păi acum să mă duc la emisiune. Urmează, dragi prieteni, publicitate. Mulțumesc foarte mult. Este o minunată. Să le punem cap la cap și într-o perioadă bună cu numerologie, cu chestii drăguțe. Miracol. Oh, cum sună. Miracol. Publicitate. Junior Internațional este școala de televiziune unde universul este mic pentru ideile noastre. Aici poți găsi de la informații despre cea mai mică insectă până la informații despre probleme globale.
Creativitatea ne unește și împreună creăm lucruri mărețe. Suntem ca o familie mai mare și avem o viziune fantastică. Suntem aici pentru a ne dezvolta talentele. Crezi că talentul este suficient? Nu, trebuie să muncești pentru a-l perfecționa. La Junior Internațional învățăm prin joacă, cu dorința de a explora mai multe domenii. Exact! Și Mario, cum era fraza aceea în engleză? Fail to prepare. Prepare to fail. Ceea ce înseamnă eșuează în a te pregăti, pregătește-te să eșuezi. Performanța înseamnă dedicare și implicare. Și împreună suntem...